Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Bine v-am regăsit la Palatul cu Inorog. Continuăm discuția noastră alături de criticul omul și profesorul de teatru, George Banu. Pentru că suntem și ați lansat și cartea în cadrul Festivalului Național de Teatru. Iată-ne la 26-a ediție anul acesta Festivalul Național de Teatru. Ați participat, bănuiesc, la foarte multe sau poate chiar la toate dintre edițiile care s-au desfășurat. Am participat la multe ediții pentru că trăind la Paris, pentru mine e o ocazie de a cunoaște teatrul românesc în profunzime, în extensie, pentru că originalitatea acestui festival vine din faptul că el se concentrează pe realitatea complexă, pe diversele straturi geologice ale teatrului românesc și nu e încă total contaminat de internaționalizarea proprie multor festivaluri din lume astăzi, în care vezi cam mereu aceiași artiști care se duc de la Roma la Paris, de la Paris la Berlin. Aici, dacă cineva vrea să vadă teatrul românesc, român sau străin, îl poate vedea în cadrul acestui festival, unde generațiile sunt coprezente, în care valorile sigure, valorile de prestigiu sunt reprezentate, valorile emergente sunt de asemenea selecționate și mi-aduce aminte acest festival de ce îmi spunea un mare critic italian, pe vremuri, ca întotdeauna trecutul e cel mai frumos, pe vremuri veneam la Avignon ca să vedem în ce stare e teatrul francez. Acum se vine la Avignon pentru a se vedea un actor din Lituania, un artist din Polonia, deci identitatea a dispărut. FNT-ul cred că e foarte interesant să-și păstreze această identitate națională. Ca să parafrazez atunci, care este starea teatrului românesc? Cum s-a schimbat el în... Știți, eu vă răspund foarte, foarte sincer, când trăiești într-o altă țară, e greu să dai un diagnostic foarte precis. Dai un diagnostic aproximativ. Pe mine ce mă fascinează, faptul este că în teatrul românesc au apărut noi nume față de cele care erau reprezentate de generația imediat din spatele meu, față de Mihai Mănuțiu, Gabor Tompa, Sandu Dabija, au apărut alte nume pe care le urmăresc, care reprezintă o reînnoire a teatrului românesc, Bobby Pricop, Juncu și alții, și pe de o altă parte, în comparație cu teatrul francez și german chiar, ceea ce caracterizează teatrul român este o foarte mare deschidere spre texte, texte noi, texte contemporane, texte puțin jucate și e o mare plăcere de a le descoperi aici, în general excelent puse în scenă și în totodată emoționante pentru mine, care am trăit în fostul lagăr de est, unde recunosc urmele experienței istorice pe care autorii au retranschis-o. Pentru că totuși cred că teatrul poate vorbi foarte bine de ceea ce este prezent imediat. Nu despre migranți astăzi, pentru că teatrul are nevoie de o anumită distanță. Marile piese despre istoria lui Shakespeare a scris la 50 de ani după război. Cred că marile texte despre comunism, despre căderea comunismului, au apărut în ultimii 5 ani. Nu în focul istoriei, în care evenimentele contează mai mult decât gândirea. Marile texte despre Revoluția franceză au apărut nu la 1789, ci la 1820 și 1830. Deci aș spune că teatrul românesc se distinge astăzi prin apariția prin constituirea unei constelații noi de regizori și prin atenția deosebită acordată literaturii contemporane. Ne oprim aici astăzi, dar vă așteptăm mâine la o nouă emisiune Palatul cu Inorog, în care vom afla noi secrete despre teatru, despre viață, despre viața ca un teatru, alături de domnul George Banu.